N-ai coinsuri pentru Team of the Season? Intra acum pe linkul din descriere și comandă cel mai ieftine coinsuri. Nu uita să folosești codul XBREAKER pentru 5% reducere. Ei, salutare, prieteni, eu sunt XBREAKER, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18 pe opening. Avem 10 pachete. Sperăm ca de această dată să nu mai fie ca în episodul precedent, n-am prins absolut nimic. La Liga Premium, la Liga Premium și avem un La Liga Premium. Deci numai La Liga Premium avem, toate sunt de La Liga. Așa că haide să vedem ce ne pică. Data trecută nu ne-a picat absolut nimic interesant. Să vedem cum începem. Acum începem destul de prost, dar asta este. Nu mă așteptam să încep foarte, foarte bine, dar sper că din asta 10 să prinde și eu ceva. Am văzut la cineva că a luat cum se numește? L-a luat pe Messi, Team of the Season, dintr-un astfel de pachet. Nu vreau Messi, dar măcar să-mi dea și mie 2-3 borduri acolo, adică și să am speranța când va pica ceva. Primim un jucător rar, dar nu-i cine știe ce, este Gameiro, nu e Corea, de la Atletico Madrid, 79, haideți să vedem ce mai are pe aici, Lopez, e bine că mai primesc un gol pack, măcar mai aleg cu ceva, ăsta... O să-l vând că n-am ce să-i fac. Luăm gol pack-ul ăsta. Nu-i cine știe ce, dar măcar e un gol pack. Poate luăm ceva pe el. Ia să vedem. Știu că uneori am prins lucruri bune din gol pack-ul, uneori, de cele mai multe ori nimic. Cum se întâmplă și de această dată, absolut nimic. Este Ramirez, 78 de la Sampdoria. Dar să vedem ce mai avem pe aici. N-am ce să fac cu astea. Ei, și ăsta nu-l țin, de obicei nu le țin, pentru că nu modific, restul trimitem în club. 8 pachete la număr, ia să deschidem unul de ăsta. Hai să vedem. Bă, dar nu vrea, bă, o bordură, bă, să dea și el acolo, mă, poate prinde și un jucător bun. Este de la Esavic, ăsta de la Atletico Madrid, 82, măcar e bine că nu l-am în club. Vallejo, Baca, ăsta jucător ce nu i-am, n-am niciunul, nu prea am foarte mult pentru că am stat să fac pachete. În speranța că prindem și noi ceva, cum ar fi un Team of the Season, dar e foarte greu. Francez, atacant de la Sevilla, este nimeni altul decât Beneder. Beneder, 81, măcar e rar, măcar îmi dă rar, știi ce zic? Portarul de la Las Palmas, oare mai am? Da, e untradeable, n-am ce să le fac, trebuie să le dau cu XL. 6 pachete, se duc din ele, noi n-am prins până acum nicio burdură, măcar una la 5 pachete, dacă prindeam, tot era ok, iată ce se întâmplă. Alcacer de la Barça, 79, nu vrea momentan, nu era prins mare lucru ce-i drept în pachetul ăsta, n-a fost wow. Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5. Hai să-l iau pe ăsta de... Hai de mă, tortă, bă, ui. Hai că e bine, începe bine. Începe bine, să vedem cum continuă. Spaniol, portar de la Spaniol, e Lopez. 83, măcar e 83 și e Lopez. Nu știu. Nu-i wow, dar să nu mai dea de 60, 72 ce-mi dătea mie pe acolo. Navarro, Roland, oricum nici Lopez nu-i... N-am ce să fac cu el, asta e clar. Dar măcar am prins o bordură și am avut speranța că mai prind altceva, nu știu. Asta e ideea. Mai departe, în pachetele astea ar trebui să ne pice ceva. Oh, Team of the Season! Cine-i? Spaniol, Isco? Da! Da! Este Isco! Așteptam la așa ceva! Isco! Team of the Season, da? Fenomenal! 79! Are dribbling foarte bun, shoot, passing-ul. Nu are pace-ul mare, dar este un jucător bun. Iată, prindem pe Isco! Îl prindem pe Isco în Team of the Season, da? Da! Mă mir! Odată îmi dă și mie ceva după. Nu mai contează, după chiar nu mai contează după ce l-am luat pe Isco. Ho, 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 Dumnezeule.
Da, așa ceva, așa ceva, am noroc de această dată, chiar am noroc acum. Am deschis celelalte 10 pachete de episodul precedent și nu mi-a dat absolut nimic. Nici acum nu mi-a dat cine știe ce, până la Isco când dă un team of the season, William Jose. William Jose. Garay. Lasă că-i bine așa. E clar că-l mai am, e clar că l-am tot în untradeable. Mergem și deschidem mai departe. Nici aici nu prindem nimic. Oricum, ce să ne mai dea, n-a dat team of the season Isco. Ceea ce nu mă așteptam niciodată la un team of the season, după ce nu-mi dădea borduri deloc, adică la modul ăsta. De-aia nici nu mă așteptam la ceva. Iar ultimul pachet. Sunt mai, mult mai fericit acum. Încă unul! Încă unul! Doi team of the season, să nu fie Isco, este de la Filipe Luis! Da! Da! Doi team of the season! Filipe Luis! Dumnezeule! Da! Așa da! Așa da, Isco și Filipe Luis! Ce-ți poți dori mai mult de atât? Ultimul pachet team of the season! Este bă! Da! Doamne, doamne! Nu cred! Nu cred că am prins Isco team of the season! Și Filipe Luis. Într-adevăr sunt untradeable, dar nu mai contează. Chiar nu mai contează așa ceva. Dacă tot a dat la pachetele astea, ia să vedem, poate îl prinde într-un bulan. Și să încercăm să mai facem. Asta le-am făcut, premium la Liga Upgrade. Asta le-am făcut. Să vedem dacă mai am 11 jucători rari. Să-i pun să-mi... Să mai fac un pachet. Pentru că ar fi fenomenal. Aici nu... N-am... Stai să vedem dacă avem ceva. Werner, nu o să-l pun pe Werner. Nu știu exact cât valorează Bacioi, dacă se merită aici. Să vedem. E 4.000 niciodată, e 2.000 și ceva, nu. Îi dăm sub. Stai să vedem. Facem așa. Hai, nu high to low, dăm low to high prima oară. Dar trebuie să dăm pe gold. Oh, deci ce am prins acum? Ce am prins acum? E fenomen! Doi team of the season, nu mă așteptam la așa ceva niciodată în viața mea. Haideți să vedem... Ah, nu știu dacă o să am. Dar e posibil, e posibil să mă apropii. Acolo îl forțești pe Bacioi, asta e dacă e. N-am ce face. Trebuie să-i punem pe aici. Bun. Mai avem oare? Nici nu prea am prins ei drept jucător. Ben Yedder, da. Mai e și Savage. Și cred că-i facem. Mai e Savage, William Jose, Zaza. Ăștia sunt jucătorii, da, avem. Avem de încă un pachet. Cum ar... Da, dar deja mă locomez, da. Deja exagerez aici. Însă, la ce a dat? William Jose, am făcut încă un pachet. Încă un pachet complet. Mergem să-l deschidem. Ia să vedem, aici am vândut un jucător la noșu ce aveam eu la vânzare. Asano, 1800. Nu era cine știe ce. Mergem acum să deschidem și ultimul pachet. Doamne, cum mi-au dat în pachetele astea? Dar nu mi-au absolut nimic. Cum nu-mi dă nici acum, era normal, dar am zis, mi-a forțat norocul, ce-i drept. Îl prindem pe DeMarcus de la Bilbao, 81, măcar e rar. Asta e bine. Prindem 3 rari, ceea ce e ok. Și încă 2 jucători. Nu știu silverul ăsta dacă... Ia să vedem. Da, e untradeable și el. Am prins ceva ce nu mă așteptam niciodată. Vreau să văd cât valorează. Așa, chiar dacă sunt untradeable ai mei. Vreau să văd cât e Isco. Isco în card special. Isco 995.000? Nu, no, e 200.000. 196, 200, 100...
Hai să zicem 200 de mii. Și Filipe Luis, 85. Să vedem el cât e. 189. Jucător decent. Nu-s foarte mulți pe market. Are 93 defense. Ce vrei mai mult de atât? Jucător foarte, foarte... Am avut noroc. Ce-i drept, am avut noroc de această dată. Aici... Astea sunt pachetele pe care poți să le cumperi. Cel mai scump, 125.000 de costuri, dar e posibil să nu-ți dea absolut nimic. Da, prieteni, hai să va termina episodul 2, Team of the Season, Isco și Filipe Luis. Eu am fost Xbreaker, pe data viitoare. Toate cele bune, pa, pa!